Viața noastră cotidiană este plină de plecări și sosiri, iar toate acestea se fac într-o manieră foarte precisă. Viețile și zilele noastre sunt planificate și programate, fapt care se datorează în mod special existenței ceasului. Momentul inventării primului dispozitiv de măsurare a timpului nu este cunoscut. Totuși se știe că măsurarea timpului datează de acum 5-6 milenii, fiind practicată de civilizațiile ce populau Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Egiptenii aveau, în jurul anului 3500 înainte de Hristos, o metodă de a măsura timpul cu ajutorul obeliscurilor. Acestea erau niște monumente suple, cu patru laturi și cu vârful în formă de piramidă, a căror umbră lăsată pe nisip indica scurgerea timpului. Aproximativ în aceeași perioadă a apărut și cadranul solar. Acesta era format într-un disc cu o proeminență înclinată în centru. Mișcarea soarelui pe cer provoca deplasarea umbrei lăsate pe cadran, marcând astfel timpul, iar cadranele solare sunt folosite și în prezent. În anul 1500, înainte de Hristos, egiptenii au reușit chiar să realizeze primul cadran solar portabil, care ar putea fi considerat strămoșul ceasurilor de mână moderne. Deși acestea pot fi considerate mijloace de măsurare a timpului, ele diferă de dispozitivele ce urmau să apară mai târziu prin faptul că indică timpul solar, în timp ce ceasurile moderne indică timpul mediu. Totuși, un cadran solar și un ceas modern vor indica aceeași oră doar de 4 ore pe an. Termenul de ceas nu a fost folosit decât începând cu secolul al XIV-lea, având o altă semnificație decât cea modernă. Acest cuvânt însemna clopot sau alarmă. Deși ceasurile primitive nu aveau mecanism intern, reușeau să îndeplinească o parte din funcțiile ceasurilor contemporane, deși nu cu precizia de care ne bucurăm la ora actuală. De exemplu, primul ceas cu alarmă a apărut în Antichitate. Având la bază un principiu simplist, acest ceas constă dintr-o luminare împărțită cu ajutorul unor linii în segmente ce reprezentau orele care se scurgeau. Pentru a activa alarma, în ceară era înfipt un ac la ora dorită. După ce luminarea ardea până la ac, acesta se desprindea și cădea într-un vas de tablă de la baza luminării, trezindu-l astfel pe cel ce dormea. Ceasurile cu apă erau un alt mod prin care civilizațiile antice marcau trecerea timpului. Mecanismul de funcționare consta în picurarea unei cantități de apă într-un vas, al cărei nivel creștea și concomitent ridica o plută din vas pe care se afla un indicator, cu ajutorul căruia se cedeau orele scurse. Cel mai vechi ceas cu apă cunoscut umanității a fost descoperit în mormântul lui Amenhotep I. Primul ceas mecanic cu regulator a apărut abia în anul 1285. Regulatorul este un mecanism care ticăie într-un ritm constant și mișcă rotițele într-o serie de pași egali. Primul ceas public a bătut ora exactă la Milano, aproximativ în anul 1335. În acele timpuri, ceasurile aveau un singur ac care indica orele și nu reușeau să măsoare timpul cu exactitate. Abia 175 de ani mai târziu, în anul 1510, această invenție avea să fie optimizată de Peter Henlein din Nuremberg prin crearea ceasului acționat cu arc. Deși acest aparat avea o precizie sporită, prezenta totuși neajunsul de a rămâne în urmă odată cu desfășurarea arcului elicoidal principal. Deși această intervenție a avut efectul scontat de îmbunătățirea preciziei, ceasurile aveau în continuare un singur ac. Jost Burgi a inventat primul ceas cu minutar în anul 1577. Totuși, această a doua limbă a devenit un instrument practic abia în urma inventării ceasului cu pendul în anul 1656. Egiptenii au încercat să măsoare timpul acum cel puțin 5.000 de ani. Au introdus calendare pentru a organiza și coordona activități și evenimente publice, pentru a programa transportul de mărfuri și, în special, pentru a reglementa lucrările agricole, plantarea și recoltarea. Calendarele lor se bazau pe fenomenele naturale ciclice, ziua solară, fazele lunii, schimbarea anotimpurilor și deplasarea planetelor. Ziua de 24 de ore provine tot de la egipteni, care au împărțit ziua solară în 10 ore, la care adăugau o oră de răsărit și o oră de amurg. Noaptea a fost împărțită în 12 ore, după ce învățații egipteni au studiat mișcarea stelelor. În Evul Mediu, în China, se utilizează ceasurile bazate pe viteza de ardere a unor bețigașe etalonate, iar în lumea islamică se utilizează ceasurile cu greutăți, cu lumânare, cu apă sau chiar cu nisip. La începutul anilor 1580, Galileo Galilei, ajutat de ingeniozitatea și puterea sa de observație, a avut o idee genială în urma căreia avea să rezulte primul ceas cu pendul. El a observat că bătăile succesive ale unei pendule se produceau după un interval constant de timp. Știind acest lucru, a început împreună cu fiul său, Vincenzo, să proiecteze și să construiască diferite modele pentru a descoperi unul potrivit. Din păcate, înainte de a reuși să construiască acel instrument, Galileo s-a îmbolnăvit grav și a murit. Totuși, Vincenzo nu a acceptat ca viziunea tatălui său să rămână nematerializată, reușind să producă în anul 1649 un model funcțional.
Conceptul lui Galileo a fost perfecționat în anul 1656 de Christian Huygens, care a inventat primul ceasornic acționat prin greutate cu ajutorul unui pendul. Această invenție a permis măsurarea precisă a timpului, deși se folosea în continuare de oracul care indica ora. Minutarul a apărut în sfârșit în anul 1680, iar după numai câțiva ani a apărut și secundarul. În 1889, Sigmund Riffler a construit un pendul cu o precizie de o sutime de secundă. Imediat după această invenție a venit cea a ceasornicalului cu pendul dublu din anul 1921, aparținând lui Short. Acest ceasornic funcționa cu un pendul principal și unul secundar, având o precizie de câteva milisecunde pe zi. Deși ceasurile cu pendul au început să fie înlocuite cu ceasurile cu cuarț în anii 1330-1940, ele mai sunt încă folosite. De fapt, pendulele de pe vremea bunicilor sunt considerate acum obiecte valoroase de colecție. Funcționarea ceasului cu cuarț se bazează pe proprietatea de piezoelectricitate a acestui cristal. La aplicarea unui câmp electric asupra cristalului, acesta se deformează. Efectul invers se manifestă când, prin presarea sau îndoirea cristalului, acesta generează o diferență de potențial. Cuplat la un circuit electronic, cristalul începe să vibreze datorită interacțiunii cu acesta, producând un impuls de frecvență constantă ce poate acționa mecanismul ceasului. Această nouă versiune de ceas era nu numai precisă, ci și ieftină, făcând din ceasurile de cuarț alegerea principală pentru măsurarea timpului. Deși ceasurile cu cuarț sunt folosite în mare măsură și la ora actuală, precizia acestora a fost depășită de ceasul atomic. Un stimul major pentru îmbunătățirea preciziei ceasurilor a fost importanța măsurării cu exactitatea timpului pentru navigatori. Poziția unei nave pe mare putea fi determinată cu o precizie rezonabilă numai în cazul în care măsurătorile se raportau la un ceas care nu pierdea sau câștiga mai mult de 10 secunde pe zi, iar un ceas cu pendul ar fi fost absolut inutil pe un vas aflat în balans. Multe guverne europene au oferit premii generoase, Marea Britanie a oferit chiar 20.000 de lire sterline, echivalentul la milioane de dolari astăzi, celui care putea să realizeze un astfel de instrument, iar în 1761, John Harrison câștigă acest premiu cu ceasul său H5, care avea o eroare de 5 secunde la 10 săptămâni. În anul 1840, ceasornicarul scoțian Alexander Bain patentează primul ceas electric cu un resort electromagnetic. La sfârșitul secolului al XIX-lea, locul greutăților sau al arcului spiralat este luat de baterie. Dezvoltarea electronicii în secolul 20 a dus la eliminarea pieselor mecanice din componența ceasurilor și apariția ceasurilor electronice. Timpul se măsoară acum în mai multe alte moduri, cum ar fi vibrația unei diapazon, oscilațiile care au la bază cristalul de cuarț sau vibrațiile cuantice ale atomilor. Iar și ceasurile mecanice au ajuns să fie în mare parte alimentate de baterii, eliminând necesitatea de a fi întoarse. În zilele noastre, performanța ceasurilor atomice a fost îmbunătățită simțitor, iar în ultimul deceniu, descoperirile din fizica atomică și utilizarea laserului au dus la apariția unor ceasuri stabile care au o precizie de câteva sute de femtosecunde pe zi. Capacitatea noastră de a măsura timpul se va îmbunătăți cu siguranță și în viitor și instrumentele de măsură vor deveni tot mai precise, dar omul își va dori întotdeauna mai mult, nu? Ceasul de mână a apărut în primul război mondial. A fost purtat pentru prima dată de fizicianul francez Blaise Pascal. În anul 1577, Jost Burgim a inventat brațul pentru minute. Primul ceas electronic care folosea o baterie a apărut în anul 1953. Ideea trecerii la ora de vară-iarnă îi aparține celebrului om de știință Benjamin Franklin și provine din secolul al XVIII-lea. Acesta a studiat modul în care lămpile cu ulei produceau lumină și cât de eficiente erau acestea. Introducerea orei de vară s-a făcut ca o necesitate de război în timpul primului război mondial. Germania și Austro-Ungaria au fost primele țări care au introdus acest sistem începând cu 30 aprilie 1916. În scopul economisirii rezervelor de cărbune necesare producției de război. Înainte, oamenii au folosit timpul bazat pe amiaza locală, rezultând astfel ore diferite de la oraș la oraș. După dezvoltarea telecomunicațiilor și odată cu expansiunea căilor ferate, aceasta a devenit o problemă care a fost rezolvată parțial de fusurile orare, care au setat ceasurile unei regiuni la aceeași oră principală solară. La ora actuală există 41 de fusuri orare folosite pe întreg mapamondul.